Teribilismul, viteza și neatenția fac întotdeauna victime. Trei mașini au fost avariate în centrul orașului Zalău după ce un șofer a efectuat o manevră neregulamentară de depășire și a intrat pe contrasens lovindu-se frontal de un alt autoturism care venea din sens opus. Ca urmare a manevrei neregulamentare, autoturismul a ricoșat într-o altă mașină ce se deplasa regulamentar. Una dintre roțile mașinii s-a rupt după impactul cu prima mașină, după care autoturismul s-a mai deplasat 20 de metri, oprindu-se în bordura din partea stângă a carosabilului. Conducătorii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În urma impactului a rezultat rănirea gravă a tânărului care a provocat accidentul. Acesta a fost transportat la unitatea de primire urgență din Zalău pentru a primi îngrijiri necesare, fiind internat pentru a fi supus mai multor analize. Conducătorul unui autoturism, marca Volkswagen Golf, a efectuat neregulamentar manevra de depășire, neregulamentar manevra, lovindu-se frontal de un alt autoturism care venea din sens opus. Traficul în centrul municipiului Zalău s-a desfășurat cu dificultate pentru mai bine de o oră.